După instituirea codului roșu la intrările și ieșirile din municipiul Buzău, au fost instituite filtre de poliție, iar autoritățile i-au întors din drum pe conducătorii auto. Înspre Râmnicu Stărat se permitea accesul doar celor care promiteau că merg doar până în Mărăcineni. Mărăcineni doar în Mărăcineni, nu mai departe. Mergem până aici vis-a-vis de biserică și ne întoarcem. Unde? Aici la Mărăcineni, vis-a-vis de biserică. Într-o jumătate de oră ne-am întors. Șoferii și călătorii care doreau să se deplaseze mai departe pe DN2 E85 au acuzat autoritățile de blocarea inutilă a traficului. Aceștia apreciau că se poate circula, mai ales că din sens opus autovehiculele circulau fără mari probleme. Poți acolo? Nu se circulă. Torc înapoi. Rămân la... Unde vreți să mergeți? În Moldova. La Roman. Noi venim de la București și a fost viscol de nu se vedea la 2 metri. Și am venit. Și acum unde nu-i viscol, nu-i zăpadă, nu ne dă voie să circulăm. E codul roșu de la Bomjumate. Și de acolo, de la București, era codul roșu. Și am trecut. Foarte bine. Eu am venit azi noapte și era, într-adevăr, să circula mai greu, dar să circula, dar așa ne ține aici până se blochează de tot. Deci azi noapte vin de la București și până aici s-a blocat. Au fost condiții grele de circulat, dar se circula. Aici este cod roșu în dimineața aceasta. Este cod roșu, dar sărărițele stă degeaba. Recomandăm tuturor conducătorilor auto, dacă sunt nevoiți să plece la drum, să verifice condițiile meteorutiere de pe traseul ce urmează a fi parcurs. La ieșirile din municipiul Buzău s-au instituit filtre de către polițiști rutieri și polițiști de ordine publică. Se circulă pe DN1B către, la această oră, către Ploiești, iar pe DN10 cu restricții de 7,5 tone. Râmnicu Sărat? Râmnicu Sărat este închis. Pe DN285 către Râmnicu Sărat circulă doar cei din localitatea Mărăcineni după o verificare amănunțită. Din municipiul Buzău se poate circula pe drumurile naționale doar înspre Ploiești și Brașov. Șoselele spre Slobozia, Brăila, Urziceni și Râmnicu Sărat au fost închise. Zeci de polițiști au fost dislocați în filtrele de pe șosele pentru a preîntâmpina blocarea în nămețe a șoferilor inconștienți.